Situație incredibilă la o școală din județul Vaslui. Învățătoarea acuzată de prostituție și trafic de țigări predă în continuare. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că nu au nicio pârghie legală pentru a o exclude din învățământ. După ce a stat 4 zile în arest, acuzată că se ocupă cu contrabandă de țigări, învățătoarea de la școala din Bălțați s-a întors la catedră. Judecătorii au înlocuit măsura arestării preventive cu controlul judiciar, dar nu au dispus nicio restricție privind dreptul de a profesa. Reprezentanții inspectoratului școlar condamnă comportamentul învățătoarei, dar în mod legal nu o pot demite din învățământ, deoarece nu are abateri pe linie didactică. Conducerea școlii i-a propus învățătoarei demisia de onoare, însă aceasta consideră că nu are motive pentru care să-și dea demisia. Reîntoarsă din Italia, unde este cercetată de proxenetism, tânăra a primit postul de învățătoare la școala Bălțați, după ce a luat cea mai mare notă la concursul organizat de inspectoratul județean. După ce a intrat în învățământ, tânăra a condus în paralel o rețea de contrabandă cu țigări.